Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuăm de la această oră prezentarea celor mai importante evenimente petrecute în Parlamentul României. Emisiunea poate fi vizionată și online pe site-ul tvrplus.ro. Iată ce v-am pregătit pentru astăzi. Deputații au dezbătut un nou proiect de lege prin care se urmărește eliminarea neclarităților în aplicarea legii vânătorii și protecției fondului cinegetic. Comisia Economică din Senat a dezbătut un proiect de modificare a statutului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Senatul a aprobat în regim de urgență proiectul de lege care permite României achiziția încă 5 avioane multirol F-16. La rubrica Birou Parlamentar cunoaștem o parte din preocupările de natură legislativă ale senatorului UDMR de Harghita, Antal Ișvan Lorant. Neajunsurile constatate în procesul de implementare a legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic au determinat un grup de parlamentari să vină cu un nou proiect de lege care a dus la polarizarea opțiunilor deputaților. Dezbaterea documentului în plenul Camerei Deputaților a avut în vedere, cel puțin declarativ, protejarea florei și a faunei și reglementarea cotelor de intervenție în cazul urșilor. Propunerea legislativă privind modificarea legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic este inițiativa unui grup de parlamentari de la PSD și ALDE. Actul normativ a fost adoptat de senatori pe 25 septembrie într-o ședință cu scandal. Motivul a fost un amendament adus în Comisia de Specialitate, prin care ursul a fost eliminat de pe lista animalelor protejate. Acest amendament nu a fost menținut și de specialiștii deputați. În comisiile pentru agricultură și pentru mediu, parlamentarii au mai adus și alte amendamente, dar, de departe, faptul că ursul a fost inclus pentru o perioadă de 5 ani pe lista animalelor care pot fi vânate în anumite perioade, a făcut obiectul unor dezbateri aprinse și în plenul Camerei Deputaților. Forma actuală este mult mai bună față de forma dezastruoasă care trecuse la Senat și care deschidea perspectiva unei noi proceduri de infringement din partea Comisiei Europene. Trebuie să ne stabilim foarte clar cum anume dorim să privim ursul, drept o mașină de ucis sau o bogăție a faunei din România. Sunt un iubitor al animalelor, dar în județul Mureș pe care îl reprezint, urșii au ajuns un adevărat pericol. Nu este săptămână lăsată de la Dumnezeu să nu se întâmple un atac la o gospodărie, să nu fie omorât sau răniți oameni. Experiențele pe care le-au avut oamenii din cauza faptului că au fost atacați de urs au fost transmise de aleșii din diferite zone ale țării. Nici subiectul defișărilor nu a fost ocolit de parlamentari. Noi, ca și țară, încă n-am rezolvat problema defișărilor ilegale. Am ajuns să ne extindem tot mai mult și să distrugem habitatul lor, habitatul urșilor, iar ei, în căutare de mâncare, n-au avut altă variantă decât să umble, să se miște dintr-o zonă în alta și să-și caute mâncare. Aș vrea să vă aduc în față o realitate. Parlamentul European, 31-10-2018. Să vedeți cum stăm în Franța cu populația de urși bruni din Pirinei. Din Pirinei este răspândită în două nuclee. Un nucleu format doar din mascul și un nucleu de 17 exemplare format din 7 mascul, 8 femele și 2 pui. În România sunt 9.000 de urși. La ora actuală, legea prevede o procedură destul de dificilă. Ca să-l tranquilizez, trebuie să scoți la licitație serviciu, trebuie să instalezi cușcă, în cușcă intră câinii, nu intră ursul și uite așa trec 2 săptămâni. Necesitatea modificărilor legislative a fost susținută de majoritatea vorbitorilor. Chiar dacă nu se știe oficial câți urși sunt în țara noastră, deputații au fost de acord că viața omului trebuie să primeze. La un moment dat, un vânător care a fost atacat de către urs și și-a apărat propria viață, are în momentul de față un dosar penal și este cercetat penal pentru braconaj. Am discutat, s-au făcut cereri către Comisia Europeană. Cel mai elegant lucru era vis-a-vis de relocarea urșilor în afara granițelor României. Știți ce răspuns am primit? Nimeni nu vrea. Toată lumea vrea să ne dea lecții cum trebuie să gestionăm acest mamifer mare, da, carnivor, dar nimeni nu-l vrea. Plenul Camerei Deputaților a adoptat o nouă lege a vânătorii și a protecției fondului cinegetic.
Documentul prevede un mecanism prin care românii vor fi despăgubiți pentru pagubele produse de urși și stabilește responsabilitățile Ministerului Mediului pentru programul de prevenție și cotele de intervenție. Potrivit hotărârii Parlamentului, ursul rămâne în anexa speciilor protejate, așa cum prevede și directiva Habitate. Comisia Economică din Senat a dezbătut un proiect de modificare a statutului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Actul normativ a fost inițiat în 2016 de un grup de 35 de parlamentari PNL. A trecut atunci prin adoptare tacită de Camera Deputaților, iar din luna iunie 2016 se află în dezbaterea Senatului. Proiectul de modificare a statutului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor prevede trecerea controlului instituției din subordinea guvernului în cea a Parlamentului și înăsprirea regimului amenzilor prin aplicarea acestora ca procent în funcție de cifra de afaceri. Noi nu ne opunem ideii de a efectua modificările necesare, însă cred că ar fi normal să știm ce vrea și guvernul, să știm ce vrea și ANPC-ul, mai ales în contextul în care avem aviz negativ CES, și avem o serie de avize negative. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu există o unanimitate. Dincolo de faptul că este un proiect liberal, este și punct de vedere al guvernului, evident. E al noului guvern, care fiind un proiect liberal, guvernul liberal este împotriva proiectului liberal, ca atare e un punct de vedere negativ al guvernului, ca atare îl avem. E opinia dumneavoastră, eu v-am spus care e solicitarea grupului PNL. Poate dăm cuvântul domnului Hărău, care este și inițiatorul acestui proiect de lege. Proiectul acesta, vechi de 4 ani de zile, a devenit între timp perfectibil, pentru că lumea nu stă pe loc, domnule președinte. Așa încât ceea ce era valid legislativ acum 4 ani de zile începe să devină un text perfectibil și noi liberalii nu avem obiceiuri PSD-iste și anume să ne încăpățânăm să susținem lucrurile dincolo de orice limită, chiar și atunci când sunt perfectibile sau proaste. Asta e motivul pentru care la momentul acesta ar fi bine să-l întoarcem, să amânăm o săptămână, două. Uite, proiectul ăsta, să ne lămurim cu toții. Acest proiect de lege a fost întors exact acum 2 săptămâni, tocmai pentru ca dumneavoastră, inițiatorul Hărău Eleonora, să vă manifestați. Nu v-a manifestat deloc. Deci a mai fost întors o dată. De câte ori vreți să-l întoarcem ca să spuneți ceva? Ia ziceți-mi asta, de câte ori? De atâtea ori cât este nevoie, astfel încât păi n-ați făcut nimic, lege, n-ați adus nimic în plus. De ce l-am întors? N-a fost timp destul pentru colegii mei. Am înțeles. Pentru colegii mei deputați la primul mandat. S-a retrimis la comisii acum 2 săptămâni cu această propunere pentru a se mai face corelări, dacă este cazul, observații, amendamente. Întrucât nu s-au făcut, procedura este foarte simplă. Dacă avea cineva ceva de spus, ideea este că îl trimitem 2 săptămâni la comisie, ca timp de 2 săptămâni să ne gândim dacă este atât de perfectibil în perspectiva liberală pedelistă, încât trebuie să ne mai gândim încă 2 săptămâni în care iar nu se întâmple nimic. Susținem acest proiect de lege de când el a fost depus în 2016, principiul independenței ANPC-ului, foarte important, pentru că în momentul de față, în această structură instituțională, în arhitectura statului, practic ANPC-ul este singura autoritate aflată în subordinea unui minister și nu a Parlamentului. E dreptul suveran al Parlamentului să legifereze, dar credem că în forma actuală, legea ar suporta îmbunătățiri importante. Astăzi, când vorbim, un operator economic care săvârșește o faptă extrem de gravă în raport cu consumatorul va achita o amendă de cel mult 5.000 de lei. Deci amenda efectivă plătită de către un operator economic, repet, este de 5.000 de lei. Maximul astăzi când discutăm. În al doilea rând, există comisariate din țară unde un singur comisar într-o lună de zile trebuie să soluționeze 3.000 de reclamații. Există comisariate din țară unde comisarii trebuie să se deplaseze pe teren fără niciun fel de vehicul în dotare și un singur comisar trebuie să parcurgă tot județul pentru a soluționa, pentru a controla operatorii economici. Noi credem că ANPC-ul are nevoie de ridicarea nivelului de salarizare, de o mai bună logistică, pentru că asta lipsește, de un personal mai mult decât suficient, calificat. La finalul dezbaterilor, proiectul de modificare a statutului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a primit aviz pozitiv cu majoritate de voturi și va merge în plenul Senatului pentru votul final.
Comisiile economică și juridică din Senat au elaborat un raport comun suplimentar de admitere a proiectului de lege privind numirea Consiliului Concurenței. Comisia juridică a Senatului a dat raport de respingere proiectului de lege privind abilitarea guvernului de a emite ordonanțe în vacanța parlamentară. Mai multe amănunte în rubrica știrilor, pe scurt. Guvernul Orban și-a asumat răspunderea în Parlament pe 3 proiecte de lege. Senatul și Camera Deputaților s-au reunit în ședințe comune succesive pentru angajarea răspunderii guvernului pe fiecare dintre cele 3 proiecte de lege adoptate de cabinetul Orban. În prima ședință comună, guvernul și-a asumat răspunderea asupra proiectului de lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea. Cea de-a doua ședință comună a vizat angajarea răspunderii guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. În cea de-a treia ședință comună, guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020. Comisiile economică și juridică din Senat au elaborat un raport comun suplimentar de admitere a proiectului de lege privind numirea Consiliului Concurenței. De asemenea, au aprobat și modificările legislative privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență. Proiectul a fost retrimis de la plen pentru a se da un raport suplimentar pe procedura prin care se numește Consiliul Concurenței. Membrii Comisiei au propus ca acest mecanism să fie similar celui care se aplică în cazul altor instituții aflate sub control parlamentar. Actul normativ urmează să fie dezbătut în plenul Senatului, care este for decizional. Comisia juridică a Senatului a dat raport de respingere proiectului de lege privind abilitarea guvernului de a emite ordonanțe în vacanța parlamentară. În favoarea proiectului de lege s-au pronunțat prin vot 3 senatori, iar 4 s-au abținut. Potrivit proiectului de lege, guvernul își propune să emită ordonanțe simple în domenii care nu fac obiectul legilor organice, în perioada cuprinsă între încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare din anul 2019 până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2020. După votul din plenul Senatului, proiectul de lege va merge în Camera Deputaților, care este for decizional. Statele membre au marcat cea de-a 10-a aniversare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Drepturile cetățenilor din Uniunea Europeană au fost stabilite în momente diferite, în moduri și în forme diferite, care variază de la o țară la alta. Pentru a face față schimbărilor din societate, precum și evoluțiilor sociale, Uniunea Europeană a decis să reunească toate drepturile personale, civice, politice, economice și sociale ale cetățenilor săi într-un singur document. Carta Drepturilor Fundamentale. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a intrat în vigoare prin Tratatul de la Lisabona la 1 decembrie 2009. Este obligatorie din punct de vedere juridic în toate statele membre ale Uniunii Europene. Senatul a adoptat proiectul de lege care permite României achiziția încă 5 avioane multirol F-16. Cele 5 aeronave ce vor contribui la dezvoltarea capabilității operaționale aeriene vin în completarea celor 12 avioane F-16 achiziționate în perioada 2016-2017. Printr-o hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării se prevede realizarea 3 escadrile formate din 16 avioane fiecare pentru asigurarea contribuției naționale la apărarea colectivă. În 2016-2017, statul român a achiziționat de la guvernul portughez 12 avioane multirol F-16, urmând ca proiectul de lege dezbătut acum în Parlament să permită cumpărarea, tot din Portugalia, a încă 5 avioane F-16, 4 anul viitor și unul în 2021. Demersul a fost susținut în plenul Senatului de ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă. Motivul pentru care contractul va fi derulat tot cu guvernul portughez a fost explicat de vicepreședintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat. Programul avion multirol al forțelor aeriene a fost aprobat cu hotărârea CSAT numărul S70 din 2012 și este inclus pe lista programelor esențiale prin hotărârea CSAT numărul 174 din 2016. Urgența promovării acestui proiect de lege se datorează condițiilor de valabilitate a ofertei primite în luna august de la Guvernul Republicii Portugheze, valabil până la finele anului 2019, dar și a calendarului de livrare agreat cu partea portugheză,
livrarea primelor 4 avioane în cursul anului viitor. În acest moment, achiziția guvern la guvern din Portugalia este singura soluție, deoarece aici au fost identificate aeronave disponibile care au același grad de modernizare ca și cele din România. Stimați colegi, România are nevoie să-și sporească capacitatea de a-și asigura securitatea. Țara noastră trebuie să-și apere spațiul aerian. Toate aceste achiziții de armament și echipamente militare sunt de fapt o investiție în securitatea românilor. Noul contract cuprinde, pe lângă cele 5 avioane, un pachet care include modernizarea avioanelor F-16 din dotarea forțelor aeriene române la o configurație superioară, elemente de suport logistic și instruirea personalului tehnic ingineresc, precum și un pachet de bunuri și servicii de la Guvernul Statelor Unite ale Americii. Senatorii au înțeles nevoia achiziționării de către România avioanelor multirol, însă în timpul dezbaterilor s-a pus problema nivelului tehnologic la care se află avioanele F-16. Sigur, eu, fiind profesor, nu am cunoștințe în domeniul militar, dar nu pot să nu-mi pun întrebarea ca profesor la Politehnică și înțelegând ce înseamnă tehnologia, de ce nu cumpărăm avioane noi sau de ce nu ne înscriem pe lista de așteptare pentru F-35. Am intra într-o organizație de elită în felul acesta. În viziunea fiecăruia dintre noi apare această dorință de a beneficia de ultima evoluție tehnologică. Problema este că pentru a ajunge acolo avem nevoie de această etapă de tranziție. F-35 nu este doar o aeronavă, este o platformă, o platformă care atrage de la sine toate celelalte elemente de coordonare să fie funcționale, ceea ce în perioada următoare nu putem să ne angajăm să le finalizăm, decât dacă parcurgem acest proces tranzitoriu. Proiectul de lege care permite României achiziția încă 5 avioane F-16 a fost adoptat de Senat cu 77 de voturi pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Senatorul UDMR de Harghita, Antal Ișvan Lorant, atrage atenția asupra unui paradox al țării noastre. România, un producător important de hidrocarburi, nu are racordate nici acum toate gospodăriile la rețeaua națională de gaze naturale. Urmăriți rubrica Birou Parlamentar. Domnule senator, în ultimul timp ați fost mai mult în teritoriu din cauza campaniei electorale pentru prezidențiale. Spuneți-mi, vă rog, ce probleme vă ridică oamenii mai frecvent în ultimul timp? Cred că problemele oamenilor, chiar spun cu convingere, nu se schimbă de pe o zi pe alta. Problemele lor sunt relativ constante. Și această constantă înseamnă în special traiul lor, problemele lor juridice în legătură cu instituțiile publice și, cum ați menționat și dumneavoastră, în ultima perioadă am fost în campanie prezidențială, am avut candidatul în persoana domnului președinte Kelemen Hunor. Noi am discutat despre niște chestii punctuale, clare, în legătură cu respectul reciproc într-o țară europeană, respect între cetățean și instituțiile publice. Sunteți membru în două comisii parlamentare. Așa este. Spuneți-mi, care au fost cele mai importante legi dezbătute în această sesiune? Mai avem puțin și se termină deja. Dacă ar trebui să vorbesc despre Comisia Economică, acolo s-a dezbătut legea turismului. Este o lege extrem de importantă pentru domeniu. Acolo am avut și eu un amendament extrem de important, bineînțeles, inițiativa UDMR-ului, ca să introducem în sistemul turistic acel vestit City Tax, 1% am menționat noi, care însemna că fiecare hotel, loc de cazare, după fiecare noapte de cazare și fiecare turist ar fi trebuit să perceapă 1% din valoarea cazării. Această taxă ar avea menirea ca prin OMD-uri, Organizație de Management a Destinațiilor, să se refinanțeze practic regiunile turistice prin infrastructură, prin advertising, adică marketing, prin promovare, chiar dacă putem spune peste toată planeta asta, regiunile noastre turistice foarte importante.
Cealaltă comisie, Comisia de Energie și Resurse Minerale, acolo a fost legea 123, legea gazelor naturale, care iarăși este un subiect extrem de important, având în vedere că România este un actor important din punct de vedere energetic chiar pe toată planeta. România în momentul de față este pe locul 7 în ceea ce privește producția, exploatarea, extragerea de gaze naturale și petrol din Uniunea Europeană, care cred că este o poziție extrem de importantă. Iar, cum bine știm, tot anul 2018 a fost despre offshore, adică gazele naturale din Marea Neagră, iar legat de acele exploatări a fost făcută ordonanța 114, pe care și noi, UDMR, am criticat destul de mult, deoarece a fost o ordonanță cu foarte multe, adică atingea foarte multe domenii. Noi am considerat că ar fi trebuit să se aibă loc o consultare mult mai largă cu reprezentanții domeniilor afectate, să spun așa. Iar legea 123, practic legea gazelor naturale, puncta niște condiționalități privind rezervele de gaze naturale, posibilitățile de racordare, în ce condiții pot UAT-urile, unitățile administrativ-teritoriale, ca să se racordeze la rețelele de gaze naturale. Și în această lege noi am avut o inițiativă, cred eu, destul de importantă. Știm foarte bine că la nivelul utilităților publice din România, aici se încadrează apa potabilă, apele pluviale, colectarea de deșeuri și furnizarea de căldură. Gazele naturale, conform legii, n-au fost declarate de utilitate publică până anul trecut. Din cauza acestor condiții privind gazele naturale, procentul de racordare a gospodărilor la rețeaua de gaze este atât de mic în România? Da. Din păcate, undeva 34-35% numai din casele cetățenilor sunt racordate la gazele naturale. Aici, practic, suntem într-o situație paradoxală, pentru că, încă o dată, România are rezerve imense. Chiar România este în acea situație ca mai mult de 80% pentru consumul intern este exploatată în România, adică trebuie să importe gaze din alte surse și din alte state, undeva 20%, 15%, între 15 și 20%. Un caz rar în Europa. Corect. Acesta este și motivul pentru care suntem pe o poziție extrem de bună, dar da, până acum, odată, gazele naturale n-au fost, adică furnizarea de gaze naturale n-au fost declarate de utilitate publică, care erau un impediment categoric în ceea ce privește cheltuirea banului public pe astfel de investiții, iar, vă spun cu sinceritate, cred că o lipsă majoră de strategii și de dorință politică până la urmă de a rezolva această problemă. Avem foarte mult de lucru, pentru că, încă o dată, 34% și cu restul, ce se întâmplă? Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente petrecute în Senat și Camera Deputaților. În scurt timp, emisiunea va putea fi vizionată integral pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Opiniile dumneavoastră le așteptăm pe pagina de Facebook Parlamentul României TVR. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. La revedere!